Te salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă listă, de data aceasta însă facem o listă despre parfumerie și m-am gândit să vă fac o listă cu 10 parfumuri fumuri. De ce fumuri? Foarte simplu, pentru că în compoziția lor, cel puțin la nivelul pielii mele, acolo unde mă raportez întotdeauna când vorbesc despre astfel de produse, am impresia extrem de dominantă în cadrul compozițiilor să le niște acorduri fumurii foarte pronunțate, foarte evidente, sau cel puțin aceasta este manifestarea lor la nivelul pielii mele. De tot mare vorbim despre 10 parfumuri din colecția personală, 10 parfumuri pe care vi le recomand de asemenea, sunt 10 parfumuri de calitate absolut excelentă și zic să începem cu primul parfum, bineînțeles, arhicunoscutul, dacă mai era cazul, Nasomato Black Afghano. Asta este un parfum în care tonurile fumurii la nivelul pielii mele, sunt extrem de pronunțate, extrem de sesizabile, la fel cum este și nota de cannabis din compoziție. Poate că trebuie să precizez încă de la bun început, în aceste 10 parfumuri veți resimți tonuri fumurii, dar diverse interpretate, unele sunt lenos fumurii, altele sunt, hai să zicem orecum, aromatice fumurii, altele sunt date de note de tămâie, altele chiar de note pieloase. Black Afgano este un parfum în care tonurile fumurii acompaniază nota de cannabis, de asemenea tonurile lemnoase, dar și tonurile pământii. Și pe mine, Black Afgano este un parfum care performează fantastic de bine, este un parfum de tip monstruos, fără doar și poate, dar componenta asta fumurie, care îi conferă caracterul sau aspectul misterios întunecat, este foarte prezentă. Drept urmare, prima intrare din această listă de la Nasomato, Black, Afghan, un parfum pe care îl cunoaște, mă gândesc, absolut toată lumea, pentru că nu mai este un mister de foarte mulți ani cât este de bun acest produs. Mergem la casa Maison Martin Margiela, în linia replica și vorbim despre Music Festival 1969 Woodstock, un parfum absolut excelent. Deși vine în concentrația pe de toaletă, din nou, un parfum care pe mine performează monstruos, atât ca longevitate, cât mai ales și proiecție și siaj. Dar tonurile sau elementele definitorii în cadrul compoziției lui Music Festival sunt nota de cannabis, din nou, nota de măr roșu, extrem de delicioasă, nota de paciuli, care este propriu-zis nota dominantă a acestei compoziții, și mai ai acolo și o notă de tutun. Dar nu este nota de tutun ă, tradițională aromatică, verde, herbală, este o notă de tutun de tip țigară. De țigară fumată, propriu zis. Și atunci, nota asta de tutun combinată cu nota de cannabis conferă aspectul ăsta fumuriu lui Music Festival 1969 Gustac, care nu este nimic altceva decât o reprezentare în timp a celebrei perioade hippie și care, din punct de vedere olfactiv, că la asta ne referim, dorește să readucă în actualitate, prin intermediul celor de la Maison Martin Margiela, mirosurile specifice de hipic și anume tonurile de paciuli, pentru că în vremea respectivă parfumurile pe bază de paciuli erau extrem, extrem de căutate și de purtate, de asemenea tonurile de cannabis, de asemenea tonurile de tutun. Un parfum foarte frumos, un parfum mai degrabă de temperaturi moderate, scăzute, cel puțin ăsta este genul de, hai să zicem, peisaj, dacă vreți, în care eu port acest produs. Un parfum care performează excelent, care miroase excelent și în care, din nou, eu resimt foarte intens aceste tonuri fumurii, din nou, în nota de cannabis. A doua intrare, Mezo Marti la Music Festival 1969. Mergem la Amuagi. Și nu putea să lipsească de la Amouaj mai Meets men. Iar motivul este foarte simplu. Parfumul ăsta conține cenușă. Iar sentimentul pe care ți-l conferă această notă în această compoziție este unul copleșitor pentru foarte mulți cetățeni. Mie îmi place la nebunie, mai ales că se combină cu nota aia absolut impecabil interpretată de către cei de la Moagi, și am nota de crizantemă, dar asezonată deopotrivă și cu o notă foarte bine făcută de piele. De urmare, tonurile fumurii, deși te duc primordial gândul la lemnul ars într-un foc de tabără, de exemplu, dacă vreți, totuși, tonurile alea fumurii se transmit mai departe și către nota de piele. Iar în combinația cu nota aia de crizantemă rezultă un parfum floral, masculin, absolut excepțional. Este un parfum artistic, nu este un parfum pentru toate gusturile, nu este un parfum care va plăcea tuturor, nu este un parfum care va atrage complimente din partea tuturor, dar dacă interpretezi, sau mai bine zis, dacă iubești interpretări unice în parfumerie, e bine, Mițmen de la Muaj este unul dintre acele parfumuri. Performanța este absolut spectaculoasă, ceea ce, când vine vorba despre Muaj, este ceva absolut normal, nimic e și din comun. Mirosul este unic, în primul și în primul rând. Și tonurile alea fumurii, datorate în primul rând notei de cenușă, sunt absolut spectaculoase. Midsman de la Amouage, cea de-a treia intrare din această listă cu parfumuri fumurii. Ne ducem la casa Montal și la Montal vorbesc despre Aud Lime. De ce vorbesc despre parfumul ăsta foarte simplu? Pentru că, într-o oarecare măsură, Aici tonurile fumurii sunt rezultatul unei note de lemn de agăr, dar care îți conferă impresia că este mai degrabă așchi de lemn de agăr arse, exact cum este și folosit agărul în zona orientală, în țările arabe, de exemplu. Pentru că ei sunt fantastic de nebuniți după lemnul de agăr. Exact așa e interpretarea și în Montal Aud Line, dar, din nou, complimentată și cu alte tonuri secundare, Implicit niște tonuri citrice care, sincer să fiu la nivelul pielii mele, sunt uh, cvații inexistente, dar și o notă de piele. Nu exagerată, nu foarte potentă, nu foarte animalică, dacă vreți, pentru că elementul central în această compoziție rămâne lemnul de agar. Și senzația aia de lemn fumegând de agar este absolut superbă. Un parfum care mie personal îmi place să-l port în temperaturi scăzute, îmi place să-l port iarna sfârșit de toamnă, început de primăvară, pentru că este un parfum foarte puternic și de asemenea și performanța acestuia este pe măsură. Montal Aud Lime, cea de-a intrare din această listă. Următoarea intrare vine de la o casă franceză, pe numele său Corlaf Paris, și vorbim despre linia de nișă a acestei case, vorbim despre Queer mitic. O, oh, da, probabil și nu cred că exagerez absolut deloc, probabil doar am o Men se ridică la nivelul său, dar probabil cel mai fumuriu parfum din colecția mea. Un uh, parfum în care elementul central, teoretic, ar trebui să fie nota de piele, dar nu e chiar așa. Mai ai pe acolo și iris, mai ai și galbanul, mai ai și piper negru, dacă nu mă înșel. Ai uh, însă o notă fumurie extraordinar de pronunțată, care pentru o foarte lungă perioadă de timp acaparează toată compoziția transformând elementul central al compoziției, anume nota de piele în element secundar, abia ulterior după câteva ore bune nota aia de piele reușind să răzbată în cele din urmă și să preia conducerea întregii compoziții. În faza inițială mi-a creat impresia că se aseamănă foarte mult cu ombre leather de la Tom Ford, dar nu. Sunt total diferite. Asta în primul rând și pentru că în parfumul ăsta nu ai tonurile citrice prezente în umbrele, dar mai mult decât atât nota de piele este mult mai voluptoasă în cuir nitic și tonurile alea fumurii sunt absolut excepționale. Din nou o interpretare a tonurilor fumurii bazate pe lemn ars, dacă vreți. Pe lemn fumegând. Iar deasupra pui o bucată de piele pe care o lași să se afume. Exact asta este senzația pe care ți-o conferă cuir mitic de la Corlof Paris. Un parfum care miroase unic, un parfum care performează foarte bine de asemenea, un parfum de foarte bună calitate. Rămânem la Casa Corlof, rămânem la această linie de nișă a celor de la Corlof Paris și vorbim despre ultima lansare din această linie de nișă, lansare care a apărut în 2021, iar denumirea sa este Eclat de Paciuli. Sau bucățele de paciuri, ceva de genul ăsta în traducere din limba franceză în limba română. În fine, neinteresant. Nu sunt vorbitor de franceză. O compoziție foarte interesantă cu niște tonuri foarte interesante, dar din nou, ai un ton fumuriu foarte pronunțat. Doar că de data aceasta acest ton fumuriu este oarecum dulceag. În total antiteză, dacă vreți, cu queer mitic, care este un pic mai... Mai amar, să zicem, și asta datorită combinației cu nota de piele, dacă vreți. Ei, compoziția este de asemenea foarte interesantă în acest eclat de paciuli, pentru că, deși te-ai aștepta să fie un parfum eminamente pe bază de paciuli, nu prea este. Chiar absolut deloc. Ai parte doar de bucățele, de petice de paciuli pe perioada purtării ai piper negru, ai scorțișoară, ai lang lang ai șofran, ai asomie, ai o notă fantastică de prună în această compoziție. Ai desigur paciulii, dar ai de asemenea și ambră. În plus, primești o infuzie foarte interesantă de tonuri lemnoase, în mod deosebit cedru și lemn de santal, asezonate cu musc și tonuri pieloase. Pielea prezentă în acest parfum nu este la același nivel cu cea din cuir uh, mitic, dar este sesizabilă. În schimb, tonurile noase, tonurile condimentate și de asemenea, dacă vreți, într-o oarecare măsură, nota aia de paciuri sau peticile alea de paciuri sunt extrem de sesizabile. Iar dulceața vine de la nota de prună, care este, din punctul meu de vedere, magistral interpretată în acest eclat de paciuri. Foarte bună performanță, foarte fain mirosul, un parfum, a zice eu, mai degrabă de temperaturi moderate și scăzute. Nu este un parfum pe care unul personal aș purta în perioadele calde ale anului, la fel cum nici cuir mitic nu este, dar un parfum absolut excepțional. Dacă iubești nota de prună, vei iubi aceste clați de paciuli. Și de asemenea, nota de paciuli, în mod evident, dar și tonurile lemnoase. Repet, toate învăluite de un ton misterios, fumuriu, care se regăsește la interior, la fel cum se regăsește și în quirmitic mitic și este un ton care nu este declarat, dacă vreți, de către cei de la Coral. Ceea ce face cu atât mai interesantă, dacă vreți, compoziția. Bun, hai să mergem mai departe. Unul dintre preferatele mele din colecție, când vine vorba despre interpretări fumurii, iar aici de vină este din nou nota de lemn O da, și vorbesc despre The Majestic Wood de la Alexandru J. Absolut super parfumul ăsta, mie îmi place la nebunie, este unul dintre udurile mele, dintre agărurile mele preferate din toată colecția. O compoziție care mai conține și coacăze negre, o compoziție um, în care lenul de agăr este foarte, foarte dominant și comportă un aspect afumat de potrivă. Un parfum de asemenea, de temperaturi scăzute, este un parfum pe care eu îl port în sezoanele reci, performanța este absolut uluitoare. Și, într-o oarecare măsură, fără să sună exagerare, te poate duce cu gândul că te afli undeva într-o biserică de țară, o biserică de lemn, dacă vreți, unde este mirosul la extrem, extrem de, hai să zicem, antichizat. Sună mai frumos decât îmbătrânit al lemnului, afumat. Acolo mă duce primele cu gândul The Majestic Wood de la Alexander J. din colecția The Art Deco Collector de-abia aștept să pun una pe noua colecție, colecția Art Nouveau. Din păcate n-am reușit să găsesc pe nicăieri. Am vreo două parfumuri de care sunt interesat în acea colecție. Dar în bunul spirit probabil voi sfârși prin a achiziționa absolut toată colecția. Dar despre alea cu altă ocazie. Bun, mergem mai departe. Un parfum fresh de data aceasta și în mod curios cu niște tonuri fumegânde, fumurii. Destul de sesizabile, în mod deosebit în inima parfumului, nu la început. Vorbesc despre The Merchant of Venice și al său Venetian Blue. Am mai spus-o, o repet, asta și în contextul în care va urma săptămâna viitoare, probabil, recenzia la Creed Aventus. Mi-am călcat pe inimă și mi-am cumpărat un eșantion, doar ca să vi-l recenzez, pentru că, pur și simplu, m-am săturat să tot de duda celor de la Creed. Uite, de data asta, mi-am călcat pe inimă și pe portofel și m-am dus și am plătit pentru un eșantion dar vorbim săptămâna viitoare despre la. Dar cum am zis, Venice în Blue este varianta mult, dar cu mult mai bună și mai calitativă și mai accesibilă decât oferta celor de la Crit. În mare măsură, rețetă oarecum similară, interpretare oarecum asemănătoare, deși nu sunt identice absolut deloc parfumurile, dar în ăsta se sizez un ton fumuriu. Perceptibil, în mod deosebit în inima parfumului, iar responsabil de acest ton fumuriu este nota de len de mesteacăn de data aceasta, care conferă aspectul ăla oarecum fumegând, dacă vreți, aceste compoziții. Și pur și simplu ador interpretarea asta, ador nota de mesteacăn în parfumerie, tocmai pentru că vine cu această aromatizare fumegândă, ca să, să folosesc termenul ăsta, în cadrul compozițiilor. Venition Blue însă nu este doar despre acest lucru, pentru că este în primul rând despre nota de ananas, despre nota de măr verde, de coacăze negre, despre tonurile citrice și despre toată combinația asta absolut spectaculoasă pe care o creează. Performanța este monstruoasă la nivelul pielii mele, un parfum excelent pentru tot anul, dar în mod deosebit pe care eu îl apuzez, în perioada caldă a anului, sau în sezoanele calde ale anului. Pur și simplu, excepțional Venetian Blue de la The Merchant of Venice. Mergem mai departe și de data asta vorbim despre un parfum afumat sau fumuriu sau fumegând, dar de designer și, desigur, pe bază de tămâie. Și este vorba despre nimeni altul decât Bentley for Men absolut. Unul dintre parfumurile mele preferate all time, pur și simplu ador, ador interpretarea tămâii din această compoziție. Un parfum foarte ieftin, cumpărați undeva în zona de 200 de lei, ceva de genul ăsta, un parfum care performează uluitor de bine pe mine, în primul și în primul rând, pe alții nu mă interesează și nici nu-mi pasă, credeți-mă, eu repet, eu mă raportez la experiența mea cu produsele de acest tip, un parfum care miroase fenomenal, un parfum pentru un gentleman, rasat, rafinat, luxuriant, deopotrivă și din punctul meu de vedere este cel mai bun parfum de la Bentley, punct. Peste orice altceva. Fantastic, tonurile alea fumurii sunt rezultatul notei de tămâie, pentru că ai impresia, dacă vrei, că te afli undeva, nu știu, într-o biserică, într-un templu, uh, nu știu, budist, de exemplu, unde se obișnuiește să se ardă în permanență tămâie. Exact așa miroase. Relaxant, elegant, confortabil, de bun gust, luxuriant și opulent de o putrivă. Bentley for man, absolut a noua intrare. Și a zecea intrare, în mod surprinzător poate pentru unii, dar la nivelul pielii mele, resim din plin tonurile fumegânde sau tonurile fumurii rezultate de la nota de cafea din compoziție. Și vorbesc desigur despre cel mai bun parfum pe bază de cafea pe care eu l-am irosit vreodată. Teodoros Calotinis și al său Coffee Addict. Senzațional. Senzațional. Dacă iubești nota de cafea, nu există ceva mai bun. Nu zic că l-am mirosit pe toate care s-au făcut cu această notă, dar zic eu am mirosit, am cumpărat, am deținut, am purtat suficient de multe parfumuri cu această notă, pentru că este o notă care mie îmi place foarte mult, și dintre toate, ăsta este cel mai adevărat. Este vorba despre o notă fumegândă sau fumurie, dar hai să zicem undeva între cele două trăsături de cafea, de boabe proaspăt prăjite de cafea, care pur și simplu emană aburi. Emană aburi și împrăștie aroma lor absolut demențială, de jur în prejur, și ai impresia, în primul moment al aplicării, ai impresia că te aplici o ceașcă de cafea proaspătă sub nas. Ulterior intervine nota de vanilie și parfumul se schimbă un pic ca dinamică, se duce un pic în zona de cappuccino, dacă vreți, în mod deosebit în inima parfumului, după care revine iar nota de cafea undeva în uscare, sub aspectul ei, hai să zicem, de bob de cafea prăjit. Pur și simplu ador parfumul ăsta, iubesc această compoziție, este cel mai bun parfum pe bază de cafea din colecția mea în momentul de față și... Vi recomand cu absolut toată, toată căldura. Performanța este ceva de nedescris. Este un parfum de tip nuclear, fără doar și poate. Mirosul este excepțional de bun, de plăcut. Este un parfum de tip gourmand, în mod evident acest lucru, dar un parfum care se face remarcat. Un parfum pe care nu mi pasă dacă îl port în temperaturi foarte ridicate sau în temperaturi scăzute, deși cel mai propice ar fi să-l porți în temperaturi moderate și scăzute, pentru că este foarte, foarte puternic acest coffee addict de la Teodoros Kalotinis. O casă de nișă grecească care poartă denumirea creatorului său, creator care pentru cei care nu știu este furnizorul oficial al casei regale britanice de anul trecut sau de acum 2 ani, ceva de genul ăsta, când a fost numit furnizor oficial. Deci nu este neca nimeni, ca să ne înțelegem foarte clar. Un parfum în care tonurile alea, fumuri, fumegânde, afumate, cum vreți voi să le ziceți, provin strict de la boabele de cafea proaspăt prăjite. Punct. Senzațional. Fantastic de frumos. Bun, astea sunt cele 10 parfumuri din această listă. 10 parfumuri care vă stau la dispoziție în lista de decantare și anume listă cu produse atât de designer cât și de nișă unde vă ofer cantități diferite, 3, 5 sau 10 ml, în funcție de necesitățile fiecăruia, listă pe care o accesați pe adresa de e-mail gavohd.yahoo.com În listă veți regăsi absolut toate condițiile, toate cerințele, care implică partea sau activitatea asta de decantare și totodată, în listă, veți regăsi și promoțiile aferente lunii iunie, precum și prețurile actualizate începând cu data de 1 iunie. Mă contactați pe adresa de e-mail dacă vreți lista, dacă vă interesează partea de cantare, dacă nu vă interesează, nu vă obosiți pentru că ne pierdem timpul inutil. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc întotdeauna pentru timpul acordat, dați-mi voie să vă urez toate cele bune. Numai bine!